Educația se face și cu măsuri drastice. O familie din Pitești își va pierde locuința socială din blocul G1 după ce a fost surprinsă aruncând gunoi pe geam în repetate rânduri. Deși locatarii din zona au fost avertizați de autorități ce riscă, dar și că poliția locală supraveghează zona, nesimțirea și lenea a fost mai mare pentru un piteștean care a preferat să arunce gunoiul pe geam de la etaj decât să coboare și să îl depoziteze în ghenele special amenajate. Inițial, echipele primăriei Pitești au făcut curățenie în cartier, însă gunoaiele au reapărut în scurt timp. În zona au fost montate camere de supraveghere și astfel autoritățile au aflat că locatarii aruncă gunoiul pe geam. O familie a fost amendată de 2 ori de polițiștii locali și, deoarece a apărut și a 3-a abatere, va fi evacuată. De la 1 aprilie, locatarii apartamentului supravegheat nu vor mai putea locui în G1. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului va cere în instanță evacuarea familiei și recuperarea sumei de 4.566 de lei cât datorează municipalității la chirie și întreținere, au anunțat autoritățile piteștene. Polițiștii locali vor continua să supravegheze zona.